Hello people, how do you do? Astăzi în sfârșit facem clipul despre toate lucrurile pe care mi le-am cumpărat cu primii mei bani din YouTube. Dar înainte să intrăm în subiectul respectiv, vreau să vă spun tuturor să aveți în continuare sărbători fericite, Hristos a înviat și tot ce se spune, aveți grijă cât mâncați și să vă bucurați de perioada asta foarte frumoasă cu o grămadă de mâncare bună, dar fără să ajungeți la spital, trebuie să aveți mare grijă la excese. Acestea fiind spuse, vreau să vă arăt ce mi-am cumpărat cu primii mei bani pe care i-am primit din YouTube, din vizualizări, respectiv 1800 de lei. Mi-am cumpărat cu banii respectivi numai lucruri legate de YouTube și așa mi-am propus să fac de acum încolo, respectiv să pun deoparte toți banii pe care îi voi primi de la YouTube pentru a investi chiar în vlogul meu. Următorul pas ar fi să-mi cumpăr o cameră de filmat mult mai bună. Adică, oricum, eu filmez acum cu o cizmă, dacă vreți. Filmez cu o cameră din asta micuță de vacanță, pe care mi-am cumpărat-o, nici nu mai țin minte, acum vreo 4 sau 5 ani. Și și-a făcut treaba, trebuie să spun, peste tot unde am fost în vacanță, m-am bucurat foarte tare de faptul că e compactă și că pot să o car cu mine tot timpul și îmi încăpeam poșetă foarte ușor, dar pentru vlog și pentru ce-mi doresc eu să fac în viitor, cu siguranță că am nevoie de o cameră mult mai șmecheră. Momentan, desigur că nu-mi permit să dau vreo 3000 de lei pe vreo cameră blană, dar sper să nu se întâmple foarte târziu chestia asta. Bun, știu că mulți dintre voi mi-au spus că vă enervează faptul că se vede ring light-ul în ochelari, motiv pentru care am spus că o să încerc să filmez astăzi în continuare, fără ochelari. O să fie o mică problemă pentru că eu sunt destul de chioară și o să-mi ia puțin timp să-mi ajustez, să zicem, văzul la scrisul pe care îl voi citi de pe următoarele cutii pe care o să vi le arăt, dar mă rog, so let's do it. O să filmez fără ochelari ca să nu vă mai enerveze ring light-ul. Wow! Bun, deci vreau să vă spun că sunt atât de chioară încât eu nu mă mai văd în preview, eu nu știu dacă arăt bine. By the way, mă vedeți și pe mine așa mai gătită, pentru că astăzi urmează să ieșim în oraș și de obicei eu așa mă îmbrac, așa mă port și foarte des pun o pălărie pe cap, pentru că atunci când nu știu ce să fac cu părul, îmi pun o pălărie. Yay, secret revealed! Primul lucru pe care mi l-am cumpărat a fost un webcam. Asta este cutia produsului. Webcam-ul în sine încă nu l-am dat jos. A, nu spune că sunt atât de blondă încât nu l-am scos. Ajunge, te rog, să ajungă cablu. Ajunge cablu. Bun. Este un webcam Logitech, de care sunt foarte mulțumită. Puteți să căutați pe net modelul dacă sunteți interesați. Am stat câteva zile pe net să mă uit la tot felul de review-uri și tot felul de recomandări și se pare că asta a fost cea mai bună opțiune. Raportul calitate-preț mi-a dezvăluit că această cameră este cea mai potrivită pentru ceea ce îmi doream eu să fac. Într-adevăr, dacă nu aveți o cameră luminată în momentul în care filmați, nu se vede foarte bine, dar mă rog, ca de obicei, pentru ca o filmare să iasă bine, trebuie să fie luminată camera. Dar eu spun că își face treaba și să știți că live-urile mele se văd atât de prost, sub nicio formă de la cameră, din cauza internetului se întâmplă chestia asta. Bun, deci ăsta e webcam-ul, primul lucru pe care mi l-am luat, de la EMAG și a costat 350 de lei. El era la 500 de lei, dar l-am prins eu la ofertă, camera. Costa 500 de lei, dar am prins-o la ofertă. Bă, nu pot să cred că e o muscă care mă agasează acum. Desigur, dacă aveți mai mulți bani, cu siguranță că găsiți și mai multe opțiuni. Dar eu nu am vrut să investesc foarte mulți bani în webcam-ul ăsta și am vrut de asemenea să mă și limitez la bugetul primit de la YouTube. Al doilea lucru pe care mi l-am cumpărat este exact această lavalieră pe care o vedeți. Știu că mi-a scris cineva în comentarii că sunetul este diferit de când am lavaliera, mă rog, cineva mi-a spus de fapt că nu știu ce se întâmplă cu noile tale clipuri, cu cele mai recente, că înainte nu trebuia să dau la maxim ca să te aud. Problema este într-adevăr de la acest microfon, o să încerc eu să editez sunetul mai bine și să-l, mă rog, o să văd eu cum îi dau de cap problemei. Se simte o foarte mare diferență pe audio de când folosesc o lavalieră față de când foloseam microfonul integrat al camerei. Ăsta este microfonul de la Rode, care din câte știu sunt unele dintre cele mai bune echipamente pe sunet. Azi știu și asta de la Adi, desigur că el fiind artist, muzician, mi-a mai dat și el 2-3 sfaturi. Acum, bineînțeles că nu este vreo cine știe ce tehnologie de ultimă oră la banii ăștia, dar vă spun sincer că pentru început eu sunt foarte mulțumită de lavaliera asta. Și a costat, stați așa că nu mai știu, 319 lei. L-am cumpărat de la Zido Shop. De obicei, eu am descoperit Zido Shop acum vreo 3 ani și de obicei când mai am chestii de genul ăsta de cumpărat, îi verific și pe ei. Și
mi-am mai cumpărat încă un microfon. De data asta este un pic mai mare, este pentru filmări outdoor sau pentru când în viitor o să invit mai mulți oameni la mine în vlog și o să filmez, o să am nu dețin mai multe lavaliere și nici măcar un sistem în așa fel încât să conectez mai multe surse la mai multe microfoane, de fapt, la aceeași filmare, chiar nu dețin tehnica necesară momentan. Dar ăsta cu moțofloacă, cum îmi place mie să-i spun, s-a dovedit a fi destul de bun. Încă nu am Încă nu am făcut nicio filmare outdoor ca să pot să spun că își merită sau nu banii, dar am făcut niște teste. În schimb, și după teste mie mi s-a părut că a fost ok. Cu siguranță la prima noastră filmare outdoor o să folosesc microfonul ăsta. El arată așa. Se folosește, se poate conecta la smartphone. Bine, ideal ar fi să se conecteze direct la cameră. Desigur, se poate conecta și la calculator, la portul de microfon. Eu, până acum, de exemplu, la valiera, că e un pic mai complicat ca să se audă bine, eu îmi conectez la valiera la tabletă sau la telefon și folosesc o aplicație prin care înregistrez sunetul și în momentul în care bag video și sunetul în calculator, scot din programul, din softul de montat, scot sunetul pe care îl captează camera video, acum, și îl folosesc pe cel captat de la valieră. Deci, mi-am cumpărat ăsta pentru filmări de outdoor, are moțofloaca asta care, Doamne, cât de mult îmi place, oh, it's so nice, așa. O să vă spun în momentul în care o să fac o filmare outdoor dacă pe asta l-am folosit. Și ultimul lucru pe care mi l-am cumpărat din banii de la YouTube, nu v-am spus prețul, ăsta a fost 275 de lei și l-am luat tot de la Zido Shop, pe amândouă le-am luat de acolo. Și ultimul lucru este chiar acest ring light care vă scoate pe voi din sărite că mi-intră în ochi. Nu am cum să vi-l arăt acum, o să încerc după aia să fac o poză sau ceva. Este atât de mare cutia, la modul că nu mă mai vedeți. Se numește Yongnuo. Yongnuo și este cu siguranță și cel mai scump lucru pe care l-am cumpărat din primii bani de YouTube. A fost vreo 700 și ceva de lei ring light-ul ăsta. Îmi place că are lumină caldă și lumină rece și se pot combina. Are o mică telecomandă, dar pe care acum am pus-o la încărcat. Pachetul vine cu ring light-ul respectiv, vine cu telecomandă, cu stativ și cu acumulator, în sensul în care trebuie să bag ring light-ul în priză. Și are inclusiv un buton de acolo de on-off, să-l oprești și să nu trebuiască să-l scot din priză. 764 de lei, ce-i drept, mai scumpicel, și l-am cumpărat de la iShoot.ro. Eu sunt foarte mulțumită de toate lucrurile pe care mi le-am cumpărat. Am încercat să mă țin cât se poate de tare în bugetul primit de la YouTube și sunt foarte încântată. Am spus că următoarea tură de bani, mi-a mai intrat deja o mică tură de bani, dar i-am spart pe alte chestii până mi-a intrat indemnizația, trebuie să recunosc. Dar am spus că următoarea tură de bani am să o bag într-un cont special și n-am să mă ating de ei, ăia fiind banii pentru a-mi cumpăra o cameră mai mișto cu care să pot să filmez și eu mult mai bine, mult mai de calitate. Încă o chestie pe care aș vrea să vă spun, tot legat de partea de tehnică și filmați așa mai departe, este că am primit de la Bobby Tincu, pe care îl pup foarte tare, un abonat aluziva, de fapt iubita lui este abonata mea, te pup drăguță, știu de la Bobby că ești însărcinată, să fii sănătoasă și fericită și sarcină și naștere ușoară. Am primit de la Bobby această cameră, care este un Samsung 360, filmează în așa fel încât explica să înțeleagă și mama, are cameră pe ambele părți și în momentul în care filmezi, poți, asta o să văd că n-am editat niciodată un video 360, sper să nu fie foarte dificil. Am înțeles că îți trebuie un soft cu care să dai inject la niște metadata, cred că nu e chiar atât de dificil, mă descurc eu. Șmecheria este că te poți plimba cu mouse-ul pe ecran, dacă dai cu mouse-ul pe video, poți să dai mai în stânga, mai în dreapta, mai sus, mai în jos și vezi toată chestia 360, ceea ce mi se pare foarte interesant. Am spus că tot așa o să folosesc această cameră în momentul în care o să facem o filmare outdoor, poate merge și noi la munte sau nu știu, la mare, să fie ceva așa interesant, doar nu o să stau să filmez 360 aici în sfrăgerie, că ce să vedeți, nimic interesant. Să fie un peisaj frumos, ceva în natură, când ieșim copii la plimbare, habar n-am. Dar vreau să-i mulțumesc foarte mult lui Bobby Tincu. El se ocupă cu site-uri, ne face și nouă inclusiv site-ul pentru foițele noastre, pentru business-ul Heavy Rolls. O să vă vorbesc mai multe despre atât ceea ce face el, iar a venit musca asta. Ceapa mătii! O să vă vorbesc mai multe atât despre ce face
Bobby, cât și despre camera asta în clipurile viitoare. Vă las în schimb, dacă sunteți în căutarea unei firme sau unei persoane care să vă ajute să vă faceți site, magazin online sau ce vreți voi, vă las link-ul business-ului lui Bobby și îți mulțumesc, Bobby, încă o dată pe calea asta că mi-ați trimis camera. Ăsta a fost clipul de astăzi, asta mi-am cumpărat eu din primii mei bani de YouTube, sunt foarte încântată, într-adevăr pare o sumă mică să stai să te gândești că ai muncit un an de zile, mă rog, am spus mai multe povești pe subiectul ăsta în emisiunea lui John Cristea, pentru mine e o bucurie foarte mare, știu că pare o sumă mică dacă te gândești că ai muncit un an, dar în cazul meu nu este decât un bonus, este o încurajare de fapt. Nu mă așteptam și nici nu mă aștept în continuare să fac cine știe câte mii de euro din YouTube pe lună. Doamne ajută, de ce nu? Mai ales că chestii cu Paște, cu hashtag Doamne ajută. Dar nu ăsta a fost scopul meu. Deci scopul meu la YouTube nu este să fac bani, scopul meu este să mă simt bine, să-mi fac cunoștințe noi, să transmit un mesaj și să am parte de un hobby care chiar mă încântă. Atâta tot. Dacă ies și bani din asta, e un plus, de ce nu? Stați pe fază pentru când o să testez camera asta, că sunt foarte entuziasmată, abia aștept să văd cum filmează. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate like-urile, mesajele de pe Instagram. Știu că nu v-am răspuns tuturor, să mă iertați, dar o să știți că în fiecare zi mai răspund cam la vreo 15-20 de mesaje, atât cât îmi permite timpul. Dacă v-a plăcut clipul, puteți să-mi dați un thumbs up, nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți deja abonații mei. Puteți să-mi dați și un follow pe Instagram. Nu uitați că puteți să cumpărați chestii cu Shitmom de la Bogdan's Workshop de pe Instagram, de la Buhuhu, tot pe Instagram sau pe site-ul lui buhuhu.com și nu uitați de letrico.ro unde puteți să cumpărați chestii cu uite, întâmplător chiar am aici, domnule, în sfârșit pot să-mi fac și o reclamă, căni cu Shitmom și să știți, după cum mi-ați cerut, că am făcut și cu Shitdad, Shitsister, Shitbrother, Shitwife, Shithusband și ce doamne iartă-mă, Shit n-am mai făcut, pe toate produsele, respectiv căni, tricouri, hanorace și ce mai era, și cam atât, astea de la letrico.ro. Vă mulțumesc foarte mult, dacă v-a plăcut clipul, puteți să-mi lăsați un comentariu, puteți să mă întrebați chestii legate de lucrurile pe care mi le-am luat. Și o să fac în viitor, apropiat, destul de apropiat, un nou video cu Adi, pentru că noi pentru mai împlinim 5 ani de relație și ne-am gândit să facem partea a doua cu Q&A-ul respectiv. Dacă mai vreți și alte, să mai lăsați și alte întrebări pentru mine și pentru Adi, o să fac o postare pe comunitate la scurt timp după ce urc clipul ăsta și puteți să ne puneți chestii noi. Puteți să ne întrebați chestii noi. Vă pup, aveți grijă de voi!